Aveți foarte, foarte mare grijă cei care începeți să lucrați cu așa ceva. Nu-i de joacă. Vă puteți juca, experimenta, dar o chestie de genul poate să ducă la un incendiu, la un dezastru. Vă salut! Astăzi vreau să fac un video mai mult ca și o avertizare sau nu știu exact cum să îl formulez, să îl intitulez. Însă ce am în gând e mai presus de toate e să fiți în siguranță și să vă luați riscuri atât cât puteți gestiona. Adică nu faceți experimente care pot să vă lase fără casă sau puneți în pericol siguranța altuia. De exemplu, eu îmi place să fac tot felul de experimente. Am această baterie, am încărcător original, dar o pun pe diverse scule, îi fac tot felul de chestii, de teste, în fine. Asta e una. Am aici câteva scule la care ar trebui să elimin BMS-ul, Battery Management System. Și astea sunt un pic periculoase. Pentru că dacă am grijă, mă țin o viață, adică o viață, cât au bateriile viață, însă nu le mai pot folosi cu încărcător original. Și aici intră în scenă acest încărcător special care îmi încarcă bateriile balansat în funcție de necesitate. De exemplu, asta e o singură celulă, e 3,7V, 2A. Foarte frumos. Îmi conectez, le-am pus la toate acest conector, le conectez și îmi selectez 1S, 2A, 3,7V și se încarcă. Decuplează, deci face toată treaba foarte sigură. Fără BMS nu recomand ca să încărcați celule lithion, numai dacă aveți un încărcător special. Și ăsta îl am pe aici undeva. Încă nu l-am folosit. Deci ăsta e un încărcător special pentru celule 18650. E ceva chinezărie. Avea întrerupător de Anglia. Încă nu am apucat să o folosesc. Aici am și multe celule noi. Am ceva BMS-uri comandate, mai trebuie să-mi comand. Cam așa arată. Sunt noi nouțe. Câteva am și stricat până ce m-am învățat și eu cu ele. În fine, da, să nu deraiem. Am ceva scopuri aici și de celule și de BMS-uri ca să-mi fac baterii pentru 12 și pentru 18V. Aici, asta ați mai văzut-o, e primul meu experiment. Am făcut acest acumulator în urmă cu vreo un an jumate pentru Makita 12V. E foarte greu să găsești baterii pentru ele. Și atunci am pus un BMS de 3 celule în paralel. 3 celule, stai să mă gândesc, erau câte două în serie și apoi 3S, 3, 2B sau în fine, nu mai știu, o să pun ceva link eventual pentru BMS și îs câte două în paralel, adică 4A. BMS-ul e pentru 4A. Așa. Asta o să-l mai repar eu când apuc.
Îl folosesc de vreun an jumate, făcut de mine, cum am știut mai bine atunci. Am recoltat niște celule din acumulator, posibil astea roșii să fie de Bosch. Da, cred că Bosch era. Un acumulator Bosch, nu mi-o chiar început în forma originală al acumulatorului. O trebuie să decupez ca să îl umplu cu ceva. Deocamdată la momentul respectiv l-am umplut cu bandă adezivă și o ținut destul de bine, dar au trecut un an jumate de când, un an jumate, doi poate, de când folosesc această sculă. Ține foarte mult. Deci sunt 4 amperi, cam uit să-l încarc și îl folosesc destul de des atunci când am reparații. Asta fiind spuse, am făcut lucru cât de cât bine. Atunci nu aveam spot welder, adică aparat de sutură în puncte. Acum mi-am făcut rost, însă nu am mai apucat să-l folosesc. Ei, aici am aparatul. Cu tot ce treabă, numai că așteaptă un proiect ca să apară, să îl pot folosi. Deci aici e destul de simplu. Am un întrerupător și se face sudură. O să fac un video și cu asta. Deci, mie îmi place să experimentez, dar totuși îmi place și să păstrez nivelul riscului la minim. Însă ce am găsit aici, aceste celule au fost puse destul de rău. Și rău prin ce mă refer. E bine, și eu mai cositoresc. Și am mai cositorit celule. Însă dimensiunea firului a fost destul de mică. Au început să carbonizeze. Chestia asta poate duce la un incendiu. Deci celulele astea litium sunt capabile de un curent foarte mare și de o descărcare foarte mare. Chiar pot să explodeze. Aici îți dau 3, 4, 5 celule, astea pot să facă un incendiu destul de frumușel, dacă nu aveți grijă. Și aici e destul de neglijent o lucrat omul respectiv. Astea le-am cumpărat și eu, înainte ca să mă apuc să-mi fac singur bateria, acumulatorul. Am cumpărat pentru mine și pentru ceva cunoscut și pentru fratele meu câteva baterii care sunt făcute de cineva. Și acum vecinul, un cunoscut la care i-am dat și lui o baterie, a venit că nu-i mai merge. Sau mergea, dar uneori și la șocuri se oprea. Aici puteți vedea, ăsta e terminalul plus și aici deja descoperit e minusul. Și ăsta făcea contact. Imperfect, s-a și rupt. Dar problema e că face punte între plus și minus, care e foarte periculos. Asta e primul pericol. Al doilea pericol e acest fir care e extrem de subțire. Aveți foarte, foarte mare grijă cei care începeți să lucrați cu așa ceva. Nu-i de jocă. Vă puteți juca, experimenta. O chestie de genul poate să ducă la un incendiu, la un dezastru. Eu înainte experimentele ce le făceam, nici nu țineam în atelier. Le lăsam undeva pe o masă de fier sau pur și simplu le puneam pe beton. Și dacă cumva se întâmpla să era atunci în stadiu de început, putea să ia foc că nu se întâmpla nimic ca pe beton. Fiți cu mare luare aminte la chestiile astea. Nu vă jucați. Acum eu încerc să repar greșeala făcută de respectivul și
Nu prea știu cum. O să înlocuiesc firele cu ceva mai de dimensiune mai mare, însă aici nu știu cum o să mai pot lipi. E contaminată zona, trebuie curățată foarte tare și curățat cositorul și apoi să încerc să sudez în punghe sau tot cu cositor, în funcție de cum îmi permite distanța și locul. Cam despre asta e vorba. Eventual mai las să vă arăt și produsul final. Nu o să fac un video despre cum să faci bateria asta, ci despre a fi cu foarte, foarte multă atenție când lucrați cu acumulatori cu celule lithium. Mă chinui mai bine de jumătate de ceas pentru 4 lipituri. Teribil. Zona contaminată, foarte murdară, cu rugină și alte depuneri. Am curățat ce am putut, dar dezastru. Aici chiar am lipit cu spot welder-ul. Am curățat bine, am zgâriat și chiar și cu hârtie abrazivă cât am putut. Le-am prins, toate stau destul de bine. Au avut, deci au fost. Am curățat până aproape la metal vechiul cositor și apoi am încercat să-l lipesc cu foarte mare greu. Da, sunt destul de țapene. Ar trebui să țină destul de bine. Și vă specific și vouă încă o dată, nu țineți improvizații de astea cumva pentru lucruri valoroase. Că astea sunt destul de periculoase.